Pur și simplu, prima dată când fac ceva ca să simt eu, nu altcineva. Deci, pur, tu m-ai inspirat, în tine am văzut chestiile astea, dar le-am făcut pentru mine prima dată. Multe, e greu să le transcrii în cuvinte. Atât eram de încăpățânată și îi mulțumesc lui Vio că o tras din mine în tot, că m-a adus înspre bine, încât nu... Terapie. Deci le-am făcut maxim singură, dar de fapt am și o nevoie, știi? Și asta am primit la voi. Sprijin, știi? Adică, bun, îs puternică, eman puterea asta în fiecare. Dar chiar înăuntru meu eman, dar e un dezechilibru, știi? Și cumva la voi mi-am găsit echilibru în oamenii de acolo, în... Nu neapărat în poveștile lor, în gesturi, în lucruri mărunte care, pe care nu le prețuiesc, nu le-am prețuit, să zic așa, nu că nu le prețuiesc. A fost o luptă a mea cu mine și am dus-o și a trebuit să învăț multe. Deci până să ajung să-mi dau seama că am nevoie și de altcineva sau de altceva, nu ajungeam unde să acum dacă veneam mai repede. Refuzam de la început și eu pot, îs puternică, fac, drag și probabil nu îmi găseam locul cum l-am găsit acum dacă veneam de la început. Cancerul a fost ca o răceală pentru mine, deci nu, eu n-am conștientizat boala, deci nu a fost o problemă cancerul, nu. Ai venit, ok, te tratezi și pe tine, puterea aia, știi? O duc și pe asta și cumva la voi am învățat că trebuie să-mi dau loc mie, să mă așez eu pe mine, să nu mai așez tot timpul pentru alții și lucrurile pentru alții, să le fac pentru mine. Deci și dacă veneam mai repede, la cât de încăpățânată, nu ajungeam acolo să văd de fapt ce trebuie să fac. Boala am acceptat-o din prima și am tratat-o și m-am documentat și am fost conștiincioasă din punctul ăsta de vedere. Acceptarea a mea, adică prin voi m-am descoperit pe mine. Am simțit la unele persoane, la unii, dar cumva și chestia asta m-a determinat să le arăt că se poate și altfel și mi-a dat putere să nu arăt. Cred că acum o să afle foarte multă lume că eu am avut cancer. Că multă lume nu știe, adică apropiații, mă rog, clienții, să-i numesc așa, care au fost un șoc când le-am zis, da, eu sunt tratament, nu am lăsat să se vadă. Am ascuns, dar în ghilimele am ascuns, adică cum am făcut-o și pentru mine și pentru... N-am vrut să mă văd neapărat pusă la pământ și n-am lăsat să fiu pusă la pământ în boala asta. Deci nu... Cumva ți-am zis, exact ca poroceală. Cred că să accepte ajutorul și să nu-l refuze, că e mult mai greu să faci singur decât împreună. Și eu l-am refuzat. L-accept acum. Dar cred că ăsta e mesajul. Poți, nu zic că nu poți. Poți și singur, dar e ca și cum urci un munte singur sau urci când te împinge cineva. Ajungi în vârf, în ambele variante, dar e la tine cheia. Eu am ales... Încăpățânarea m-a dus până la jumatea muntelui și acum alur foarte ușor cu voi. Deci cred că asta e mesajul.